Salutare și bine v-am regăsit. Cred că a trecut ceva timp de când n-am mai discutat aici pe canal despre un subiect mai tehnic, așa că astăzi o să vorbim despre uh, design patternul Singleton. O să vedem despre ce este vorba cu Singleton, uh, unde se folosește el, cum se implementează care sunt optimizările și așa mai departe. Bun, o să implementăm acest, acest design pattern în Java pentru că mi se pare că are mai puțin syntactic sugar decât C-sharp, de exemplu, sau decât alte limbaje, așa că o să facem asta în Java ca să fie cât mai ușor de înțeles și cât mai ușor de citit pentru majoritatea dintre voi. Care este ideea din spate cu acest singleton? În sine, un singleton este reprezintă un pattern prin care restricționăm o instanță unui obiect la una singură pe toată aplicația, da? Deci să zicem că avem un obiect care nu vrem să aibă mai multe instanțieri sau mai multe instanțe de-a lungul lifetime-ului aplicației decât una singură, da? Vrem doar să aibă doar o instanță atâta timp cât aplicația noastră este pornită și putem restricționa chestia asta, putem face chestia asta prin aplicarea pattern-ului singleton, da? Haideți să mergem și noi în cort să vedem cum facem asta. O să fac un pic mai mică imaginea cu mine ca să puteți vedea. Bun, și o să mergem să creăm o nouă clasă, mergem click de dreapta New, Java Class și o să zicem și noi Singleton. Bineînțeles, clasa voastră se poate numi indiferent, da, cum aveți voi nevoie. Da, poate fi denumită oricum, nu trebuie să fie denumită singleton. Bun, și pentru că spuneam că restricționăm instanțele unui obiect anume, unui unui tip de clasă anume, și astfel vom pune această clasă o vom declara ca fiind final, ca să nu poată fi extinsă, da? Pentru că extinzând o clasă, ne permite să facem diferite chestii acolo într-o clasă copil, și atunci nu vrem să permitem chestia asta, ci vrem doar să avem o un singur o singură instanță absolută din clasa noastră singleton. Bun, păi dacă avem o singură instanță din clasa noastră singleton, instanța aia trebuie să stea și ea undeva, nu? Și o să facem aici o variabilă private, care este private static singleton și o să zicem instance, da? E bine, asta este o variabilă statică în care va stoca singura instanță pe care o va avea, o avea clasa noastră singleton. Da? O să facem apoi o metodă care va fi statică, public static singleton denumită instance, sub denumirea asta veți găsi... Um, metodele de generare a instanței la majoritatea singletonilor, de exemplu, în Java, cred că Calendar, cred că este un singleton, dacă nu mă e are o metodă de genul ăsta get instance și totodată instanța noastră va fi lazy loaded. Adică nu vom instanția de cum se pornește, de cum se uh, inițializează clasa asta. Nu vom instanția și instanța respectivă, ci vom aștepta pentru un request, da, pentru un request al lui get instance să inițializăm, să creăm practic instanța respectivă pe care o vom da mai departe. Da? Dacă instanța de singleton nu este cerută niciodată în decursul aplicației, pur și simplu ea nu va fi creată, da? instanța nu va fi creată deloc. Și ca să facem un mecanism ăsta simplu de lazy loading, vom verifica aici dacă instance este null. Astfel vom face instance equals new singleton. Și vom returna instance, da? Compilerul ne avertizează aici că avem un instantiation de utility class. Din păcate nu este un utility class singletonul nostru, dar din cauza că avem o clasă care este final și are doar câmpuri și metode statice, compilatorul o vede ca și pe o clasă de utilities și atunci ne spune, băi, nu face new pentru că nu e ok e o clasă de utility. N-ar trebui să poți să faci new. În mod normal ar trebui să putem preveni chestia asta cu un private constructor, dar alerta încă rămâne, nu știu de ce nu se, nu se liniștește, mă rog. În mod normal, utility clase sunt clasele de genul math, care au doar, doar metode statice și pe care le apelați doar când vreți să obțineți un, un calcul, o, Practic, un, e un, doar un tool care execută niște utilitare. Da? Asta e ideea la utility classes. În mod normal, punând un private constructor, ar trebui să dispară această, acest warning, dar se pare că nu dispare. În fine, ideea este să avem dacă vom avea și o altă metodă care nu este statică aici în singleton, pur și simplu warning-ul va dispăra. Dar noi nu avem nevoie pentru demonstrația de astăzi, așa că o să o ignorăm pentru moment. Da? Bun. Și am spus că facem aici un lazy loading pe singletonul nostru, în sensul că verificăm dacă instanța este null și atunci returnăm un nou singleton dacă nu returnăm direct instanța, da? dacă, dacă în cazul în care instanța a fost creată deja. Bun, da, aici vine uh, următoarea problemă. Ce ne facem într-un environment multithreaded? Da? Când două thread diferite pot veni și uh, pot executa metoda asta și pot ambele pot crea instanțe diferite sau două instanțe ale lui singleton pentru că în momentul în care lucrăm cu multitrading, acțiunile făcute de un thread se au o durată scurtă de publicare pe celălalt thread. Da? Celălalt thread devine aware de acțiunile făcute de un alt thread cu o mică întârziere. Și atunci există posibilitatea, într-un environment multitraded, să creăm aici două sau mai multe, habar n-am câte, instanțe de singleton. Da? Pentru a preveni chestia asta o să folosim keyword-ul synchronized, dar... O să o facem în interiorul, în interiorul if-ului de uh, null checking și o să zicem synchronized, poate că ați mai văzut keyword-ul ăsta, o să zicem singleton, aici singleton.class și mutăm uh, crearea instanței în acest bloc de synchronized. Acest synchronized ne spune nouă, îi spune de fapt uh, execuției să nu... Intre mai multe thread acolo. Odată ce un thread a intrat în execuția acestui bloc, pur și simplu blocul de cod este blocat, da? Este celălalt thread va aștepta la coadă până când threadul respectiv deblochează execuția, da? Deci nu vor intra mai multe thread pe acest bloc de cod datorită keyword-ului synchronized. Și în momentul ăsta am făcut și singletonul nostru thread safe, da, deci nu este niciun fel de problemă, singletonul nu va fi instanțiat de mai multe thread în cazul în care folosim mai multe thread da. Și cam asta este design patternul singleton, da. Dacă mergem aici în main do Java și încercăm să facem singleton singleton equals new singleton, o să vedeți că nu ne lasă, bineînțeles, că avem un private constructor, da? se spune că este private access și atunci noi ce va trebui să facem este să facem singleton.getinstance da? și vom obține o singură instanță de singleton indiferent de circumstanțe. Pentru că se va verifica dacă este null și dacă este null într-adevăr vom intra în acest synchronized și vom crea o instanță, instanță care va fi apoi returnată și din moment ce am creat o, o instanță, acest if nu se va mai verifica și pur și simplu vom returna mereu aceeași instanță, ă, instanță care este ținută sub forma unei variabile statice aici în clasa noastră. Da? Bun. De obicei, genul acesta de pattern se folosește când vrem să avem o singură conexiune la baza de date. Da? Vrem să avem o, o clasă globală care vorbește cu baza de date, să zicem că avem o, un tip de conexiune, un repository, un ceva și vrem același să fie un singleton, de exemplu. Da? Poate fi un exemplu este unul din cele mai uh, utilizate design patterns din uh, din programarea orientată pe obiect și e foarte posibil să vă întâlniți cu el destul de des atunci când uh, scrieți cod cel puțin pe aplicațiile mai mari, da, pe proiecte mai mici e foarte posibil să nu vă întâlniți, dar pe proiecte mai mari este foarte, foarte posibil să îl întâlniți destul de des. Bun, cam asta a fost și despre design patternul Singleton. Vom mai continua și cu alte design patterns în următoarele episoade. Aștept părerile voastre jos în comentarii dacă aveți ceva nelămuriri și dacă v-a plăcut clipul nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru că așa ajută foarte mult canalul și ajungem la din ce în ce mai mulți oameni care pot să învețe programare absolut gratuit. Da? Mersi că te-ai uitat și până data viitoare, numai bine!